Peste 1115 elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Coresi au participat la Parada Verzilor pe traseul Școala Gimnazială Coresi, Bulevardul Ice Brătianu, Bulevardul Regele Carol I, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Piața Tricolorului, Bulevardul Libertății, Strada Poet Grigore Alexandrescu, Bulevardul Regele Carol I, Bulevardul Ice Brătianu, Școala Gimnazială Coresi. În spiritul unei atitudini responsabile pentru o viață mai sănătoasă și o relație corectă cu mediul înconjurător, Școala Gimnazială Coresi din Târgăuște a organizat și anul acesta Parada Verzilor. Acțiunea s-a desfășurat cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și cu sprijinul Poliției Rutiere Dâmbovița, al Jandarmeriei Dâmbovița și al Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița.